mai diavolul nostru, necunoaștem de mulți, mulți ani, mai soarta a fost așa ca să fim vecini în activitățile noastre, după cum a spus și domnul, da? Catedra de microbiologie împreună cu catedra igienă, cam de parcursul multor ani a fost împreună. În felul acesta, deci, de la bun început am observat pe persoană care într-atât de mult iubește medicina. Noi toți care suntem iubim într-un fel mai mare, într-un, eu știu, într-un cad mai mare, mai mic medicina, însă într-atât de împătimit, eu și-am scris în căsulie respectivă, e foarte greu de întâlnit. Mai mult ca atât, domnul Nahaba, după cum știe toată lumea, îl caracterizează spiritul inventiv. Și într-adevăr, mi-amintesc de perioada veche, când la noi, în universitate, la facultate, se făcea așa numită întrecere socialistă. Și acolo era un punctișor cu activitatea științifică, de exemplu. Câte inovații și mai departe. Noi eram 7 catedre la facultate și mă uit, vreau zic că s-au dat atâtea inovații, dintre care o inovație, o catedră oarecare, toate celelalte, domnul Nahaba. Mă uită, cam în felul următor. Deci spiritul ăsta inventiv nu l-a părăsit toată viața. Atunci când au apărut tehnologiile astea informaționale, mă uitam și faci, mă gândeam de aici, încolo, faci, cu diferite aparate îmblă, păi trebuie să arăt la cursanți, microbii ăștia, nu așa până acum, pur și simplu să-i vorbesc. Da, uite, eu când am să arăt aici cu mașinile astea noi, lumea să înțeleagă mai bine. Colegii noștri o să înțeleagă sensul și așa mai departe. Mai în scurt, s-a început altă perioadă. Mi-a lui Ernit în cap ideea să deschidă un jurnal, da? O revistă, da. Noutăți medicale. Noutăți medicale. Și credeți-mi voastre, toți anii când a existat noutăți medicale, 20 de ani, a fost datorită Vladimirului, fiindcă dumnealui era acela care în permanență căuta ca colegii noștri să aducă articole, să le publice și le venea în ajutor întotdeauna, fiindcă erau necesare atunci când era nevoie pentru atestare și așa mai departe, sigur, în felul ăsta. Altceva vreau să spun, ce aici cunoaște toată lumea, din domeniul specific, anume microbiologie. Atunci când este nevoie de ajutor concret, medical, anume, ne adresăm la Vladimir Andreiți. Și eu am avut nevoie mulți ani în urmă și rezultatele care mi le-a dat dumnealui au contribuit esențial la schimbarea situației. Astăzi vreau din tot sufletul să-l felicit pe Vladimir Andreiți cu vârsta care a ajuns. Mă mir totodată de faptul că el este întotdeauna în mijlocul oamenilor și îi doresc pe viitor tot așa să fie, tot așa să ajute lumea, fiindcă lui posedă cunoștințe nu numai în domeniul respectiv, lui posedă cunoștință practic enciclopedice. Fiindcă cu orice întrebare nu te interesa, numai decât găsești o soluție oarecare. În felul ăsta. Ei, dar la urmă, ca să nu rețin atenția publicului, îmi amintesc încă un lucru. Nici dumnealui nu știu, da? Secretul, dacă îmi permite, să-l divulg. Tot așa, în perioada veche, fiecare dintre noi trebuia ca să susțină complexul GTO, Gătop, Truduia, Baroni. Fost așa, complex. Acum,
vine timpul, trebuie să fugim în prejurul lacului Consomolis. Venim o echipă acolo, domnul Dobrovolski, Ivan Anareș, Dumnezeu să ne iertă, un om extraordinar, dacă cine poate auzi de dumnealui, era foarte ocupat cu o persoană, discuta, prins nici întrebarea. Am venit noi, cum era moda atunci, nastar, imanie, mărș. Da, dar în timpul ăsta ne uitam că Ivan Anareș vorbește acolo și... Și cineva dintre noi spune și, băi băieți, ia să urăm de lătră pe niște copaci și mergem așa și vedem cam când să putem care. Dar cum facem treaba? Vine Vladimir Andreevici. Eu l-am trezit puțin și vă rând aici, nastar, nimeni, marș. Vladimir Andreevici a fugit împrejurul lacului Consomolisco, noi am așteptat lângă copaci, nu știu dacă... Și când îl vedem, vine Vladimir Andreevici. Și noi, hop, 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 de urmă. Și am dat complexul ăsta GTO, norma. Mulți ani aici, Vladimir Andreevici, și tot așa să ne ajut. Cum ne-a ajutat până acum, dorim.